Salut! Am aici blocul de protecție și măsură, monofazat al furnizorului de energie electrică, unde, după cum se observă, cablul vine și pleacă pe calea aeriană. Iar astăzi voi face trecerea pe partea de plecare din linia electrică aeriană în linia electrică în cap, prin intermediul acestui tub riflat de 50 mm diametru. Prin tub este deja tras cablul care va fi folosit la alimentare, acesta are 5 conductoare de secțiune 10 mm pătrați din cupru. Să începem! Mai întâi să aruncăm o privire în cutia de legătură a tabloului. Din acesta vin 3 conductoare de 10 mm pătrați din cupru, în aceste cleme șir, iar plecarea spre consumator se face prin cablu de tip ACBYCY, faza fiind pe conductorul albastru. Problema în acest caz este că nu pot să vin direct cu riflatul de 50 mm presetul APG29, din simplul motiv că diametrul tubului depășește diametrul presetupei. Și cum pentru o presetupă mai mare nu este loc și fără nu se poate, voi face trecerea de la tub riflat la țeavă PVC. Țeava PVC va fi identică în diametru cu cea montată de furnizor. Este evident faptul că nu pot să fac trecerea așa pur și simplu, prin a tăia riflatul și a pune țeava, pentru că rămâne un spațiu între acestea pe unde ar putea pătrunde diverse, de exemplu apă sau praf. Așa că am creat un adaptor din două piese care vor face această trecere. Folosindu-mă de diametrul interior și exterior al tubului riflat și de diametrul exterior al tubului PVC, am modelat în 3D cele două piese necesare. Prima piesă a adaptorului, care va fi montată în partea exterioară, prezintă două prelungiri de diametre aferente celor două tuburi și o margine care va bloca coborârea în tub. Așa arată în forma finală, grosimea pereților este de 1,5 mm, iar marginile sunt filetate pentru a intra mai ușor în cele două tuburi. Pentru cea de-a doua piesă din partea interioară, care are rol atât în a menține o stabilitate mai bună, cât și pentru a păstra concentricitatea, mai prezintă un rol pe care îl veți vedea mai târziu în acest clip. Pentru această piesă, nu a mai fost necesar diametrul exterior al riflatului. Așa arată în forma finală. Am păstrat grosimea pereților de 1,5 mm, ca în cazul anterior, și nu mai considera necesar să filetez marginile piesei. Acum că ambele modele 3D ale pieselor au fost realizate, mai trebuie ca ultim pas, înainte de printarea propriu-zisă, să le introduc în slicer. Programul estimează timpul de printare de 1 oră și 3 minute pentru prima piesă. Un timp destul de ok, deoarece necesită și suporți de susținere în timpul printării. Iar pentru cea de-a doua piesă, a ieșit o estimare de 20 de minute în care va fi gata. Este normal, deoarece este mult mai simplă decât piesa anterioară. Am revenit la locul faptei cu piesele printate, după o oră și 30 de minute de printare. Înainte, mai fac un test la rece să mă asigur că rezultatul final al măsurătorilor, modelării și printării îndeplinesc cerințele necesare, adică că nu intră nici prea forțat, nici prea ușor pe țeavă și că toleranța dintre riflat și piese este cât mai mică, lucruri ce se confirmă, după cum se observă și în imagini. Mai departe, am tăiat tubul riflat, cu mențiunea că am mers 20 cm sub nivelul solului, astfel încât, la final, să rămână acoperită cu pământ în binare. Am tăiat atent cât să nu ating mantaua cablului tras deja prin tub. Din țeava PVC am tăiat aproximativ 150 cm. Este important să nu fie foarte scurtă. Dacă este mai lungă, nu este problemă pentru că cele două adaptoare, nefiind fixe, permit ca țeava și tubul să se petreacă mai mult. Am montat adaptoarele și am trecut cablul prin țeavă.
În prima fază am întâmpinat dificultăți la piesa care intră complet pe tub, din cauza faptului că acesta era puțin ovalizat. După ce am așezat țeava, astfel încât să nu depășească în lungime peste presetupă, am trecut la pasul în care am realizat hidroizolație, cu ajutorul unui silicon transparent, în cazul meu. Aici revin la necesitatea celei de-a doua piese, cea care intră în tub. Pe lângă faptul că menține concentrice cele două tuburi, nu permite siliconului să treacă și formează împreună cu piesa din exterior un mic volum unde siliconul se va etanșa cât mai aproape de perfect pe lângă tub și pe lângă țeava de PVC. Am lăsat să se întărească siliconul cât mai bine. Fiind o perioadă mai rece, eu am lăsat aproximativ 2 zile. După ce s-a întărit siliconul, am verificat din nou să mă asigur că totul este la nivel, iar ca măsură suplimentară am adăugat două bucăți de termocontractabil, una peste tubul rifat, iar cealaltă peste țeavă și piesă. Acest proces a durat un pic mai mult, deoarece am mers cu termosuflanta la limita temperaturii minime de contractare a tuburilor, astfel încât să nu afectez mecanic elementele pe care acestea le acoperă. Acesta este rezultatul final, eu sunt foarte mulțumit de cum a ieșit. Este foarte solidă legătura și cred că în timp va rezista foarte bine. Cam atât pentru acest clip, mulțumesc de vizionare și nu uita, mai jos este secțiunea de comentarii. Poți aprecia dacă ți-a părut util și te poți abona dacă mai vrei să mai vezi și alte proiecte în viitor. Salut!